Bine, v-am găsit. Rezolv cel de-al cincilea test de antrenament propus pentru știința ale naturii. Subiectul 1, exercițiul 1. Trebuie să arătăm că 2 minus logaritm zecimal din 40, totul înmulțit cu 1 supra logaritm zecimal pătrat din 5 minus logaritm zecimal pătrat din 2, este egal cu 1. Folosesc o scriere convenabilă a lui 2 și scriu ca fiind logaritm decimal din 10 la puterea a doua, adică logaritm din 100 minus logaritm din 40 înmulțit cu 1 supra. Iar aici, la numitor, avem o formulă de calcul prescurtat avem a pătrat minus b pătrat, care se scrie ca a minus b pe lângă a plus b. În cazul nostru, a-ul este logaritm zecimal din 5, iar b-ul este logaritm zecimal din 2. Pe lângă aceeași cantitate, numai că de această dată, cu semnul plus folosesc proprietățile logaritmilor. Știm că diferența a doi logaritmi cu aceeași bază înseamnă logaritm din câtul argumentelor, adică 100 supra 40 înmulțit cu 1 supra. În prima paranteză aplic aceeași proprietate și avem logaritm din 5 pe 2 înmulțit cu suma a doi logaritmi cu aceeași bază se restrânge ca logaritm din câtul argumentelor, adică 5 înmulțit cu 2. Aici putem simplifica 0 cu 0, deci prin 10, și mai putem simplifica încă o dată prin 2. 10 împărțit la 2 este 5, iar la numitor avem 2. Deci obținem logaritm zecimal din 5 pe 2 înmulțit cu 1 supra. Logaritm zecimal din 5 pe 2, iar aici, la cel de-al doilea, avem logaritm din 10. Fiind un logaritm în baza 10 din 10, va fi egal cu 1. Deci atunci când baza este egală cu argumentul, avem logaritmul egal cu 1. Și observăm că putem simplifica logaritm din 5 pe 2 cu logaritm din 5 pe 2, rămâne 1 și 1 și obținem astfel rezultatul egal cu 1. Mergem mai departe la exercițiul 2, unde trebuie să determinăm valorile reale ale lui M, pentru care soluția ecuației 2x minus m pătrat plus 1 egal cu 0 este număr real strict mai mic decât 0. Deci avem ecuația 2x minus m pătrat plus 1 egal cu 0. Soluția acestei ecuații înseamnă că trebuie să îl aflu pe x. Deci las 2x în partea stângă și trec în dreapta minus e împătrat cu semnul schimbat și la fel plus 1 cu semnul minus. Și de aici scot x-ul va fi împătrat minus 1 împărțit la 2. Această cantitate obținută trebuie să fie strict mai mică decât 0 și obținem o inecuație. E pătrat minus 1 mai mic decât 0 rezultă M minus 1 pe lângă M plus 1 strict mai mic decât 0. Așa că rezolv ecuația atașată și de aici se obțin două soluții M minus 1 egal cu 0 sau M plus 1 egal cu 0. Deoarece știm că un produs este 0, când cel puțin unul dintre factorii să e 0. Din prima ecuație avem m egal cu 0 plus 1, deci 1, iar din cea de-a doua m egal cu 0 minus 1 minus 1. Facem tabelul de semn, deoarece avem m pătrat minus 1, deci este de gradul al doilea. Folosim semnul funcției de gradul 2. Punem rădăcinile 0, 0. Între rădăcini avem semn contrar lui a. aul este coeficientul lui împătrat pozitiv, deci semnul contrar minus. iar în afara rădăcinilor avem semnul lui a. inecuația este strict mai mică decât 0 pe intervalul minus 1, 1 deschis. Deci rezultă de aici. M aparține lui minus 1, 1. Și mergem mai departe la 3, unde avem de rezolvat în mulțimea numerelor reale o ecuație exponențială. 2 la x pătrat plus x egal cu 4 la 2x. Îl scriu pe 4 ca fiind 2. La puterea a doua, pentru a avea aceeași bază și în stânga și în dreapta egalului, și aplic regul de calcul cu puteri. 2 la a doua totul la 2x înseamnă 2 la 2 ori 2x. Și obțin astfel ecuația exponențială 2 la x pătrat plus x este egal cu 2 la 4x. Bazele sunt egale, deci avem exponenții egale. x pătrat plus x este egal cu 4x. Trec 4x în partea stângă cu semnul minus și obțin astfel x pătrat minus 4x plus 4x. Copiez minus semnului minus 4 și fac scădere. 4 minus 1 de la x avem 3x. Acum dau factor comun pe x, deoarece aici am x înmulțit cu x. Observ că pot scoate x-ul în factor comun. Pe lângă, din primul produs rămâne x, iar din cel de-al doilea rămâne minus 3. Și de aici obținem x egal cu 0 sau x minus 3 egal cu 0. Din cea de-a doua avem soluția x egal cu 0 plus 3, deci 3. Și am obținut astfel două soluții, x egal cu 0 și x egal cu 3. La exercițiul 4 trebuie să calculăm probabilitatea ca alegând un număr N din mulțimea numerelor naturale de o cifră, acesta să verifice inegalitatea N plus 1 factorial minus N factorial mai mic sau egal decât N plus 2. În primul rând, probabilitatea realizării unui eveniment este egală cu raportul dintre numărul cazurilor favorabile realizării evenimentului supra numărul cazurilor posibile. Numărul cazurilor posibile este cel mai ușor de aflat pentru că avem mulțimea numerelor naturale de o cifră. mulțime care începe de la 0, continuă cu 1, 2 și până la 9. Deci avem în total 10 numere, deci 10 cazuri posibile și asta scriem la numitor. Apoi, când alegem un număr ien din această mulțime, acesta să verifice inegalitatea dată. Așa că voi începe cu i egal cu 0. Pentru n egal cu 0, în inegalitatea aceea punem 0 plus 1 factorial minus 0 factorial mai mic sau egal decât 0 plus 2. 0 plus 1 factorial este 1 factorial, adică 1, minus 0 factorial este 1, mai mic decât 2. Se verifică, apoi n egal 1, 1 plus 1 factorial minus 1 factorial mai mic sau egal decât 1 plus 2. Deci avem 2 factorial, adică 1 ori 2 minus 1 mai mic decât 3. Și iar se verifică că 2 minus 1 este mai mic decât 3. Vedem pentru 2. 2 plus 1 factorial minus 2 factorial mai mic sau egal decât 2 plus 2. Avem aici 3 factorial, adică 1 ori 2 ori 3 minus 2 factorial, mai mic sau egal decât 4. Deci avem 6 minus 2, 4, mai mic sau egal decât 4. Se verifică, mai vedem pentru e egal cu 3. 3 plus 1 minus 3 factorial, și avem 4 factorial, adică 1 ori 2 ori 3 ori 4 mai mic sau egal decât 5. Aici avem 6 ori 4, 24 minus 2 ori 3, 6. Observăm că inegalitatea nu se mai verifică. Deoarece obținem un număr care nu este mai mic sau egal decât 5, și la fel se va întâmpla dacă verificăm până la e egal cu 9, însă nu are niciun rost. Deci avem în total 3 cazuri favorabile, adică 3 numere naturale de o cifră pentru care se verifică inegalitatea dată și obținem probabilitatea egală cu 3 supra 10. La exercițiul 5, în reperul cartezian X-Y, avem punctele A și B. Trebuie să determinăm coordonatele punctului C știind că a o egal cu 2BC. În primul rând, fie C de coordonate XCYC, C. folosim următoarea formulă pentru vectorul AB, avem xb xA pe lângă I plus YB minus YA pe lângă J. Și scriem pentru relația noastră, avem AO egal cu 2BC. Pentru AO, O fiind origine, are coordonatele 0, 0, deci avem XO minus XA pe lângă I plus y minus y a pe lângă j, egal cu pentru BC x c minus x -b pe lângă i și y c minus y b pe lângă j înlocuim și obținem avem 0 minus xa, adică 0 minus minus 6, apoi 0 minus y 6, iar în partea dreaptă avem 2 pe lângă xc, nu-l cunoaștem, xb-ul este 0, iar apoi YC iar trebuie să-l aflăm și YB este 2. Deci obținem 0 minus minus 6, avem 6I plus minus 6 va fi minus 6 J, am scris tot cu plus pentru a rămâne semn, nu vom avea nevoie, iar apoi 2 pe lângă xc minus 0 rămâne doar xc și atât, iar la cealaltă 2 pe lângă yc minus 2 j. Și acum identificăm și egalăm coeficienții lui i respectiv a lui j. Și obținem astfel, pentru i avem 6 egal cu 2xc, deci 6 egal cu 2 înmulțit cu XC, iar pentru J avem minus 6 egal cu 2 pe lângă YC minus 2. Și de aici aflăm XC-ul din prima va fi 6 pe 2, iar din cea de-a doua avem minus 6 egal cu 2YC minus ca avem 2 ori 2 și obținem astfel xc egal cu 3 deoarece 6 împărțit la 2 e 3 și scoatem 2yc egal cu minus 6 plus 4 deci avem xc egal cu 3 și yc va fi minus 6 plus 4 minus 2 împărțit la 2 și obțin coordonatele lui C, X-ul 3 și Y-ul minus 1. Deci avem C de coordonate 3 minus 1. Am mai rămas un singur exercițiu de la acest subpunct. Trebuie să determinăm numerele reale A mai mari decât 2, știind că a plus 1 și A plus 2 sunt lungimile ipotenuzei, respectiv razei cercului circumscris triunghiului unui triunghi dreptunghic. Pentru aceasta voi insera pe slide un triunghi dreptunghic. Și avem A plus 1 lungimea ipotenuzei. Notez A B C. B, C, este ipotenuza, aici avem unghiul drept, apoi ne trebuie raza cercului circumscris triunghiului dreptunghic. Pentru a obține raza cercului circumscris trebuie să ducem mediatoarea pe mijlocul fiecărei laturi și aici voi lua cu aproximație. Deci aici avem prima mediatoare, apoi aproximativ cea de-a doua trebuie măsurat voi puteți măsura atunci când faceți pe foaie și obțineți mijlocul fiecarei laturi și apoi pentru cea de-a treia trebuie să ducem perpendiculara iar centrul cercului circumscris triunghiului ABC se va afla exact pe mijlocul ipotenuzei BC ceea ce înseamnă că raza și voi lua raza din A deci raza A plus 2 este jumătate din ipotenuză și avem așa, aici vom nota cu un M deci avem MC congruent cu MB și congruent cu AM. Deci putem scrie următoarea relație. AM este jumătate din BC, deci BC pe 2. Și de aici înlocuim pe AM cu A plus 2, pe BC cu A pătrat plus 1 pe 2. Obținem o ecuație din care aflăm A-ul. Pentru a afla A-ul aduc la același numitor și A înmulțesc toată ecuația cu 2 pentru a elimina numitorul și obținem 2a plus 4 egal cu a pătrat plus 1. Scriu invers, a pătrat plus 1 egal 2a plus 4 și acum trec 2a-ul în stânga cu semnul schimbat și la fel pe plus 4 cu semnul minus se observă că obținem de fapt o ecuație de gradul al doilea pe care o rezolvăm cu delta. Coeficienții sunt 1, coeficientul lui A pătrat, B minus 2 și C -ul minus 3. Delta, B pătrat minus 4AC, adică minus 2 la a doua, minus 4 ori 1 ori minus 3, deci avem 4 minus ori minus plus 12 și obținem 16. A12 este minus B plus minus radical din delta P2A minus B-ul este minus 2 Delta este 16, iar raul este 1. Deci obținem 2 plus minus 4 pe 2, și de aici scot A1. Va fi 2 plus 4 pe 2, 6 împărțit la 2, 3 și A2. 2 minus 4 pe 2 adică minus 2 pe 2 și obține minus 1. Observăm că ambele valori obținute sunt mai mari decât 2, deci avem minus 2 mai mare decât minus 2 și la fel aici. Deci soluțiile sunt A1 egal cu 3 și A2 egal minus 1. Mergem mai departe la subiectul al doilea, unde avem matricea A de A, unde A mic este din intervalul deschis 0 plus infinit. Trebuie să arătăm că determinantul de A de 4 este egal cu 1. A de 4 înseamnă că în matricea A de A înlocuiesc pe A cu 4 și avem 1, 0. Radical din 4, adică 2, apoi 1, 0, 1 și 4, 1, 1. Acum calculez determinantul acestei matrice și obțin 1, 0, 2, 1, 0, 1, 4, 1, 1. Copiez primele două linii sub determinant și avem 0, 2 și iar 0. Pun minus și iau diagonalele invers și înmulțesc elementele acestora, deci 2 ori 0, deja avem 0, 1 ori 1, 1 și iar 0. Deci obținem de fapt 2 minus 1, care este egal cu 1. La Sub punctul B trebuie să demonstrăm că determinant de A de A ori A de 1 minus A de A plus 1 este mai mare decât 0 pentru orice A din intervalul deschis 0 plus infinit. Calculez mai întâi A de A ori A de 1 și mă întorc la slide-ul anterior. Deci avem A de A înmulțit cu A de 1 adică 1 0 radical din a iar a de 1 înseamnă 1 0 radical din 1 deci 1 1 0 1 și 1 1 1 Pentru a obține primul element înmulțesc prima linie de la prima matrice cu prima coloană de la cea de-a doua Și voi schimba puțin culoarea pentru a se vedea înmulțirea mai bine. Deci avem 1 ori 1 1, 0 ori 1 0 și radical din A ori 1 radical din A. Deci obținem 1 plus radical din A. Apoi, pentru al doilea element, prima linie cu a doua coloană: 0, 0 și radical din A. Pentru al treilea element, Prima linie cu a treia coloană, 1 ori 1, 1, 0 ori 1, 1, radical din A ori 1, radical din A. Merg mai departe pentru cea de-a doua linie. Voi înmulți a doua linie de la ADA a cu prima coloană de la AD1 și avem 1 ori 1, 1, 0 ori 1, 1 și 1 ori 1, 1, 2 a doua linie cu a doua coloană, 1, ori 0, 0, 0 și 1. Iar pentru ultimul element de pe această linie, iau a doua linie cu a treia coloană, 1, 0, 1, 2. Mai avem ultima linie cu prima coloană, A ori 1 este A, 1 ori 1 și 1 ori 1. Deci A plus 2. Apoi, a doua linie cu a doua coloană. Aici avem 0, 0, 1. Și în final, a treia linie cu ultima coloană, avem peste tot 1, deci vom avea așa A ori 1, A, 1 ori 1 și 1 ori 1. A plus 2 mai avem de calculat a de a plus 1 ceea ce înseamnă că în a de a în loc de a pun a plus 1 și avem 1, 0 radical din a plus 1 apoi 1, 0, 1 și a plus 1 1 și 1 Apoi trebuie să scădem cele două rezultate obținute. Deci avem matricea aceasta minus matricea aceasta. Adică A de A, ori A de 1 minus A de A plus 1. Scriu matricea obținută. Deci 1 plus radical din A Radical din A și 1 plus radical din A pe prima linie, apoi 2, 1, 2 și A plus 2, 1 minus ceea ce am obținut, deci 1, 0 radical din A plus 1. apoi avem 1, 0, 1, și în final A plus 1, 1, 1, Scădem element cu element și obținem 1 plus radical din A minus 1. Pentru al doilea avem radical din A minus 0. Și pentru al treilea, 1 plus radical din A minus radical din A plus 1. Mergem mai departe la următoarea linie. Avem 2 minus 1, apoi 1 minus 0 și 2 minus 1. La ultima avem A plus 2 minus A minus 1, 1 minus 1, și a plus 2 minus 1 și obținem astfel următoarea matrice radical din A, deoarece 1 minus 1 este 0, iar aici rămâne 1 plus radical din A minus radical din A plus 1. Pe a doua linie avem 1, 1 și 1, iar pe a treia A minus A0, 2 minus 1, 1, 0 și a plus 1. Calculez determinantul acestei matrice. Deci avem determinant de Copiez primele două linii. Și 1, 1, 1. Înmulțesc elementele de pe prima diagonală. Radical din A înmulțit cu A plus 1. Deci avem radical din A pe lângă A plus 1. Pe cea de-a doua avem 0. Iar pe cea de-a treia avem radical din A. Le scriu acum cu minus și iau diagonalele invers și înmulțesc elementele de pe fiecare diagonală. Deci avem cu minus în față, apoi 1 ori 0 ori radical din A este 0, iar la ultima avem radical din A pe lângă A plus 1. Și observăm acum, dacă ne uităm cu atenție, că putem reduce fără să calculăm radical din A pe lângă A plus 1, deoarece au semne diferite. Și rămânem astfel cu radical din A minus, și aici avem grijă cum desfacem paranteza, minus 1, minus cu plus minus radical din A și minus cu minus plus radical din A plus 1. Radical din A minus radical din A se reduc și rămânem cu radical din A plus 1 minus 1. Având în vedere că aul este din intervalul deschis 0 plus infinit, cantitatea obținută este mai mare decât 0 pentru orice A din acest interval mai avem sub punctul C unde trebuie să arătăm că matricea B de N egal cu A de 1 pătrat plus A de 2 pătrat și așa mai departe plus A de N pătrat este inversabilă pentru orice număr natural N mai mare sau egal decât 2. Pentru a arăta că o matrice este inversabilă, trebuie să arătăm că determinantul acesteia este diferit de 0. Deci avem nevoie să calculăm determinant de B de N. Însă, până acolo să aducem matricea BDN la o formă mai simplă. Și avem A de 1 pătrat, ceea ce înseamnă că în A de A, în loc de A, vom pune 1 pătrat. Însă, A de A este 10 radical din A și o voi scrie aici. apoi 101A11. Deci atunci când înlocuim pe A cu 1 pătrat, avem radical din 1 care este 1 și obținem 101, 101 și în loc de A punem 1 la a doua, 1, 1. Apoi A de 2 la a doua va fi 1, 0. Radical din 2 la a doua este 2 apoi a doua linie rămâne așa cum este, iar pe a treia linie punem 2 la a doua 0, 2 la a doua 1 și 1. Pentru a de 3 la a doua avem 1, 0, 3, apoi 1, 0, 1 și 3 la a doua, 1, 1. Și așa mai departe, până la a de n pătrat, unde avem 1, 0 radical din n pătrat, adică n, 1, 0, 1 și n pătrat, 1, 1. Atunci când adunăm element cu element, avem 1 plus 1 plus 1 plus 1 de n -uri. Apoi, 0 plus 0 plus 0 de N. -ori. Aici voi scrie direct 0. Iar al treilea element avem 1 plus 2 plus 3 plus N. Mergem mai departe. La următoarea linie avem, iar 1 plus 1 plus 1 de N. -ori. 0, elementul din mijloc, și iar 1 plus 1 plus 1 de N ori. Iar pe ultima linie avem 1 pătrat plus 2 pătrat plus puncte. Puncte plus N pătrat. 1 la fel adunat de N ori, și la ultimul element la fel. 1 adunat de N ori. Și obținem matricea B de N egală cu 1 plus 1 de N ori avem N, apoi 0. Aici avem o sumă Gauss și avem 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus n egal cu n pe lângă n plus 1 supra 2. Formula pentru suma Gauss, adică se adună ultimul element cu primul înmulțit cu numărul de elemente și avem totul pe 2. Deci înlocuiesc cu această formulă, n pe lângă n plus 1 pe 2. Apoi avem 1 adunat de n ori, adică n, 0, iar avem n, iar aici, iar avem o formulă, 1 la a doua plus 2 la a doua plus puncte puncte plus n la 2. avem n pe lângă n plus 1, pe lângă 2n plus 1, supra 6. Și înlocuiesc cu această formulă. Apoi avem unul de ori deci n și n Și acum trebuie să calculez determinantul acestei matrice și să arăt că este diferit de 0. Voi șterge aceste două formule pentru a avea loc pentru determinant. Și calculez determinant de B de N. Deci avem determinant de N, N, N pe lângă N plus 1, pe lângă 2 N plus 1, totul supra 6. A doua coloană este 0, 0 și N, iar la a treia coloană avem N pe lângă N plus 1 pe 2, apoi avem N și N. Egal cu. Copiez primele două linii: N0, N pe lângă N plus 1 pe 2 și mai avem N, 0 și N și acum înmulțesc elementele de pe prima diagonală, avem N ori 0 ori N deci 0 apoi elementele de pe următoarea diagonală N ori N ori N, avem N la puterea a 3 pe lângă N plus 1 totul supra 2 iar pe următoarea diagonală observăm că avem tot 0 minus și acum iau diagonalele invers. Când luăm invers, avem așa și vine înmulțit cu 0 acesta din mijloc, așa că este totul 0. Apoi, n înmulțit cu n înmulțit cu n, avem n la puterea a treia și ultima diagonală avem 0. Deci obținem în final n la a treia pe lângă n plus 1 pe 2 minus n la a puterea a treia amplific aici cu 2 pentru a scrie totul pe aceeași linie de fracție și obțin n la a treia înmulțit cu n este n la a puterea a patra, apoi n la a treia înmulțit cu 1 este n la a treia minus 2n la a treia totul supra 2. Deci avem n la puterea a patra. Aici n la a treia minus 2 n la a treia este minus n la a treia, totul pe 2. Și acum pot să scot un n la a puterea a treia în factor comun, pe lângă n minus 1, totul supra 2. Având în vedere că n-ul este număr natural mai mare sau egal decât 2, această cantitate este diferită de 0. Deci avem n la 3 a treia pe lângă n minus 1 pe 2 diferit de 0 pentru orice număr natural n mai mare sau egal decât 2. Pentru că dacă N-ul ia o valoare mai, mic, e, mai mică decât 2, de exemplu ia valoarea 1, aici avem 1 minus 1, 0 și nu este bine pentru că determinantul este 0. De aceea avem condiția aceasta să fie pentru orice număr N mai mare sau egal decât 2. Deci determinantul este diferit de 0 și rezultă, nu mai am loc dar voi scrie aici, că matricea B de N este inversabilă. la cel de-al doilea exercițiu avem definită pe mulțimea numerelor reale legea de compoziție asociativă x compus cu y. Trebuie să arătăm la subpunctul A că radical din 3 compus cu 2 este egal cu radical din 3. Deci x-ul este radical din 3, y-ul este 2. Și așa înlocuim în legea de compoziție. Deci în loc de y, x Punem radical din 3, iar în loc de y punem 2. Și să vedem ce obținem. Radical din 3 pe lângă. Avem radical din 3 ori 2, dar voi scrie invers. 2 radical din 3 plus 4 minus 3 pe lângă radical din 3 plus 2 desfacem parantezele deoarece aici nu avem cum să facem adunarea nu avem radical din 3 lângă 4, așa că nu-mi rămâne decât să înmulțesc și avem 2 radical din 3 ori radical din 3 plus 4 înmulțit cu radical din 3 minus 3 înmulțit cu radical din 3 minus 3 înmulțit cu 2 și obținem 2 radical din 9 adică 3 Plus 4 radical din 3, minus 3 avem 4 minus 3, 1. Deci radical din 3, minus 6. 2 ori 3, 6, minus 6 este 0 și rămânem cu radical din 3. Am arătat astfel egalitatea cerută la A. Mergem mai departe la B. Unde trebuie să arătăm că x compus cu y are această formă pentru orice numere reale x și y. Pentru a face această scriere avem nevoie să desfacem parantezele acelea. Deci avem radical din 3 pe lângă xy plus 4 minus 3 pe lângă x plus y. Atunci când desfacem parantezele obținem xy radical din 3 plus 4 radical din 3, minus 3x, minus 3y. Și acum grupez convenabil xy radical din 3, minus 3x, minus 3y, iar pe 4 radical din 3 îl scriu ca fiind 3 radical din 3 plus radical din 3. Asta pentru a putea da factor comun. Din primele două produse, aici 3 se scrie ca radical din 3 ori radical din 3, așa că din primele două dau factor comun x înmulțit cu radical din 3. Pe lângă rămâne din primul produs, y, iar din cel de-al doilea radical din 3. Mai departe, dau factor comun pe 3. Cu minus în față rămâne y și aici minus radical din 3 plus radical din 3. Observăm că avem acum factor comun y minus radical din 3. pe lângă x radical din 3 minus 3 plus radical din 3. Mai avem puțin până la scrierea cerută. Aici, în paranteza aceasta, trebuie să fie x minus radical din 3, așa că voi da în factor comun un radical din 3, deoarece pe 3 îl pot scrie ca radical din 3 ori radical din 3. Și așa se vede clar că avem radical din 3 în factor comun. Cum înmulțirea este comutativă, pun acest radical din 3 primul pe lângă rămâne x minus un radical din 3. Totul pe lângă y minus radical din 3 și mai copiez plus radical din 3. Și am adus astfel legea de compoziție la forma cerută pentru orice numere reale x și Y. Mai avem sub punctul C, unde trebuie să calculăm 3 la puterea 1, compus cu 3 la 1 pe 2, compus cu 3 la 1 pe 3 și așa mai departe, compus cu 3 la 1 pe 2021. Trebuie doar să observăm acest termen. 3 la 1 pe 2 înseamnă radical de ordinul 2 din 3. Și apoi să ne uităm la sub punctul A, unde am arătat că radical din 3 compus cu 2 este egal cu radical din 3. Așa că voi calcula radical din 3 compus cu x, să văd ce obțin și folosesc forma legii de compoziție de la subpunctul b. Deci am radical din 3 pe lângă x, adică primul element minus radical din 3 pe lângă y, adică al doilea element plus radical din 3 și eu observ că această paranteză este egală cu 0 înmulțit cu radicalul din 3 și cu această paranteză avem tot 0 0 la care se adună radical din 3 și obținem rezultatul radical din 3 deci radical din 3 compus cu x este egal cu radical din 3 pentru orice număr real x Fac și cealaltă compunere, x compus cu radical din 3. Și obținem radical din 3 pe lângă x minus radical din 3, pe lângă y, adică radical din 3 minus radical din 3, și copiez plus radical din 3. Avem aceeași poveste, 0 înmulțit cu tot ce este în față, deci obținem radical din 3 pentru orice număr real X. și acum scriu compunerea aceasta convenabil deci avem 3 la puterea întâi compus cu 3 la 1 pe 2 adică radical din 3 pun între două paranteze compus cu și copiez ce a rămas deci această compunere este egală cu radical din 3 pentru orice număr real x și mai rămâne compunerea din partea dreaptă care va avea același rezultat, adică radical din 3. Mergem mai departe la subiectul al treilea unde avem la primul exercițiu funcția f definită de la r la r, o funcție definită pe ramuri. Observăm că la prima ramură avem x minus arctangent de x pentru x din intervalul minus infinit 0, iar pentru cea de-a doua ramură avem 5x supra x pătrat plus x plus 4 pentru x din intervalul 0 închis plus infinit trebuie să arătăm că F este continuă pe R. Având în vedere că F este restricție de funcții elementare pe R, aceste două sunt continue pe minus infinit 0 deschis și 0 plus infinit tot deschis, mai trebuie să arătăm că F este continuă în X egal cu 0. Deci avem F continuă pe intervalele minus infinit 0 și 0 plus infinit. Avem restricție de funcții elementare și arăt continuitatea în x egal cu 0. Așa că voi calcula limita la stânga, limita când x tinde la 0 prin valori mai mici decât 0 din f de x, ceea ce înseamnă că voi folosi ramura aceasta a funcției pentru valori mai mici decât 0, deci x minus arctangent de x și avem limita unei funcții într-un punct, deci avem 0 minus arc tangent de 0 și obținem 0. Calculez limita la dreapta, limită când x tinde la 0 cu x mai mare decât 0 din f de x, deci limită când x tinde la 0 din 5x supra x la a doua plus x plus 4. Și atunci când înlocuim cu 0, avem 5 ori 0, 0 supra 0 plus 0 plus 4, 4. Deci avem 0 plus 4 care este egal cu 0. Mai avem nevoie de f de 0 și îl voi scrie aici. f de 0 se calculează pentru această ramură a funcției deoarece 0 este din intervalul 0 închis plus infinit. Și avem, evident, egală cu 0. Deci rezultă din acestea trei că f este continuă în x egal cu 0 și din prima și din a doua relație demonstrată rezultă că funcția f este continuă pe R. La subpunctul b trebuie să demonstrăm că funcția f este crescătoare pe minus infinit 0. Adică pe acest interval trebuie să arătăm că este funcție crescătoare. Iar pentru aceasta calculez prima derivată a funcției f pe intervalul minus infinit 0 și avem x minus arc tangent de x derivat. x derivat este 1, iar arc tangent de x derivat este 1 supra x pătrat plus 1. Amplific cu x pătrat plus 1 și obținem x pătrat plus 1 minus 1 supra x pătrat plus 1. Deci 1 minus 1 se reduc și rămânem cu x pătrat supra x pătrat plus 1. O cantitate care evident este mai mare decât 0 pentru orice x din minus infinit 0. Deoarece la numărător avem x pătrat care este pozitiv și la fel la numitor. Avem x pătrat plus 1 un număr pozitiv. Deci, obținem x pătrat supra x pătrat plus 1 mai mare sau egal decât 0 pentru orice x din intervalul minus infinit 0. Rezultă de aici că funcția f este crescătoare pe acest interval. La sub punctul C trebuie să demonstrăm că f de x este mai mică sau egal decât 1 pentru orice număr real x. Așa că avem nevoie de prima derivată a funcției f și pentru cea de-a doua ramură, deci la C calculez f derivat de x pentru cea de-a doua ramură și avem 5x Derivat pe lângă x la 2 plus x plus 4 minus 5x pe lângă x la 2 plus x plus 4, totul supra x la 2 plus x plus 4 la puterea a doua. Și obținem 5. Ori x-ul derivat este 1, pe lângă x la 2 plus x plus 4, minus 5x pe lângă x la a doua derivată avem 2x, iar x derivat 1. Desfacem parantezele și avem 5x pătrat plus 5x plus 20 minus 10x pătrat minus 5x. Totul supra x la 2 plus x plus 1 la pătrat. Plus 5x minus 5x se reduc. Minus 10 plus 5 avem minus 5x pătrat plus 20 totul supra x pătrat plus x plus 1 la puterea a 2. Egalez prima derivată cu 0, adică numărătorul este suficient să îl egalăm pe acesta și avem minus 5x pătrat plus 20 egal cu 0. Și aflu rădăcinile. De aici avem minus 5x pătrat egal cu minus 20, înmulțesc cu minus 1 și obținem x pătrat egal cu 20 pe 5, adică x pătrat egal cu 4. Și avem de aici două rădăcini plus minus radical din 4, adică x-ul este plus minus 2. Facem tabelul de variație al funcției și punem x pe prima linie, prima derivată pe cea de-a doua, și f de x pe cea de-a treia. Deci avem minus infinit 0, aici este și cu paranteză rotundă și cu paranteză pătrată în dreapta, apoi avem 0 plus infinit, cele două intervale, rădăcinile obținute, minus 2 plus 2, 0, 0 și avem f de minus 2. Când calculăm f de minus 2, minus 2 este din acest interval și avem minus 2 minus arc de minus 2. Nu ne ajută prea mult, așa că nu îl scriu în tabel. Și mai calculez f de 2. 2-ul se află în acest interval 0 plus infinit, deci folosesc această ramură a funcției când înlocuiesc pe 2 și avem 5 ori 2 supra 2 la a doua plus 2 plus 4, adică 10 supra 4 plus 2, 6 plus 4, 10 și aici obținem 1, o valoare care ne interesează și punem în tabel, avem 1. Stabilim semnul primei derivate între rădăcini, semn contrar lui a. Observăm că aul este negativ, semn contrar este plus și în afara rădăcinilor semnului a. Deci, funcția descrește, crește, crește și aici descrește, ceea ce înseamnă că punctul acesta de aici este maxim. Pentru funcția dată, ceea ce înseamnă că f de x este mai mic sau egal decât f de 2, care este egal cu 1. Însă putem scrie mai frumos ceea ce rezultă din tabel ca să nu punem relația direct. Deci avem prima derivată mai mare sau egală decât 0 pe intervalul 0, 2. Rezultă F crescătoare pe 02 și avem prima derivată mai mică decât 0 pe 2 plus infinit, rezultă F descrescătoare pe 2 plus infinit și rezultă din acestea două că f de x este mai mic sau egal decât f de 2, deoarece avem aici maxim pentru funcția f, iar f de 2 l-am calculat aici sus și am văzut că este egal cu 1. Și am arătat relația pentru orice număr real x. Menționez că în tabel nu am mai trecut prima derivată de la această ramură a funcției, deoarece am arătat la subpunctul B că este crescătoare pe minus infinit 0, adică avem plus peste tot pe minus infinit 0, și nu se schimbă semnele pentru prima derivată de la care am folosit cea de-a doua ramură a funcției. La exercițiul 2 avem f definită de la 0 plus infinit la r cu f de x egal cu x plus 1 supra x pătrat plus 2x. Trebuie să arătăm la subpunctul a că integrală de la 1 la 5 din x pe lângă x plus 2 înmulțit cu f de x, adică x plus 1. Iar aici, la f de x, dacă dau factor comun pe x, avem x pe lângă x plus 2 de x. Observăm că putem simplifica x pe lângă x plus 2 cu x pe lângă x plus 2 și rămânem astfel cu integrală de la 1 la 5 din x plus 1 de x, pe care integrăm simplu ca fiind x la 1 plus 1 pe 1 plus 1 plus. Integrală din 1 de x este x, totul de la 1 la 5. Deci avem x la 2 pe 2 plus x, totul de la 1 la 5, aplic limite de integrare, adică înlocuiesc prima dată pe x cu 5, 5 la 2 pe 2 plus 5, pun minus și si acum înlocuiesc pe x cu 1, 1 la 2 pe 2 minus 1. Deci obținem 25 pe 2. Plus 5 minus 1, adică plus 4, minus 1 pe 2. 25 minus 1, 24 pe 2, plus 4. 24 împărțit la 2 este 12, plus 4 obținem 16, adică rezultatul cerut la A. La subpunctul B avem de calculat integrală de la 1 la 3 din f de x de x, adică x plus 1 supra x pătrat plus 2x. Aici observăm că dacă derivăm cantitatea de la numitor, adică x pătrat plus 2x, avem x pătrat derivat, adică 2x, plus 2 înmulțit cu x derivat 1, și obținem astfel 2 pe lângă x plus 1, atunci când scoatem 2-ul în factor comun. Aici avem exact cantitatea de la numărător. Deci, dacă înmulțesc această integrală cu 1 pe 2 și pun la numărător în față 2 pe lângă x plus 1 supra x pătrat plus 2x dx, am aici fi derivat de x, iar aici fi de x, care se integrează ca fiind logaritm natural din modul de fi de x, de la 1 la 3. Deci avem 1 pe 2 de fapt, logaritm natural din x pătrat plus 2x, de la 1 la 3, deci 1 pe 2 și aplic limite de integrare logaritm natural din 3 la 2 plus 2 ori 3, minus logaritm natural din 1 la 2 plus 2 înmulțit cu 1. Și obținem astfel 1 pe 2 pe lângă logaritm natural din 9 plus 6. 15 minus logaritm natural din 1 plus 3 1 plus 2 3 și avem 1 pe 2 logaritm natural din câtul argumentelor adică 15 pe 3 și obținem astfel 1 pe 2 logaritm natural din 15 împărțit la 3 este 5 la ultimul subpunct din această variantă avem de demonstrat că orice primitivă a funcției f este concavă. Dacă f mare de x este primitivă a funcției f, rezultă de aici că f mare derivat de x este egal cu f de x, adică cu x plus 1 supra x pătrat plus 2x, unde x este din intervalul 0 plus infinit. Știm că pentru a arăta că o funcție este concavă, respectiv convexă, putem folosi cea de-a doua derivată a funcției. Dacă cea de-a doua derivată este pozitivă, atunci funcția dată este convexă, iar dacă cea de-a doua derivată este negativă, atunci funcția dată este concavă. Trebuie să calculăm cea de-a doua derivată a funcției f mare, adică voi mai deriva încă o dată această cantitate și avem f derivată de 2 ori de x, derivez aici ca un produs de două, ca un cât de două funcții, adică f pe g Derivat. F derivat G minus f înmulțit cu G derivat, supra G pătrat. F este funcția aceasta de la numărător, iar G este funcția de la numitor. Și avem deasupra liniei de fracție f derivat, adică x plus 1 derivat, înmulțit cu G x pătrat plus 2x minus f x plus 1 înmulțit cu g derivat x pătrat plus 2x derivat supra x pătrat plus 2x totul la puterea a doua x derivat este 1 1 derivat este 0 deci rămânem cu 1 pe lângă x pătrat plus 2x și scriu direct x pătrat plus 2x minus x plus 1 iar aici x pătrat derivat este 2x plus 2 înmulțit cu x derivat 1 supra x pătrat plus 2x totul la puterea a doua și să vedem ce obținem x pătrat plus 2x minus. Voi desface parantezele și voi înmulți x cu fiecare, deci avem 2x pătrat, apoi x înmulțit cu 2, 2x, apoi 1 înmulțit cu 2x plus 2x și mai avem 1 înmulțit cu 2, 2. Supra x pătrat plus 2x totul la puterea a doua. Deci, x pătrat plus 2x minus 2x pătrat, apoi 2x cu 2x, 4x cu minusul din față, minus 4x și minus 2. Deci avem minus 2x pătrat cu plus x pătrat rămâne minus x pătrat, reduc termenii asemenea, ca să nu mai scriu încă o dată, apoi 2x minus 4x minus 2x și mai rămâne minus 2 supra x pătrat plus 2x la pătrat. La numărător observăm că putem scoate un minus în factor comun pe lângă x pătrat plus 2x plus 2 și supra x pătrat plus 2x totul la pătrat. Cum x-ul este din intervalul 0 plus infinit, această cantitate dintre parantezele rotunde este pozitivă, însă cu minusul din față avem mai mic decât 0. Cantitatea de la numitor este pozitivă deoarece avem un număr ridicat la puterea a doua care este pozitiv, iar minus de la numărător, adică numărătorul negativ supra numitorul pozitiv, vom avea rezultatul negativ. Deci toată această cantitate este mai mică decât 0, pentru orice x din intervalul 0 plus infinit, rezultă că funcția f mare este concavă. Și am demonstrat astfel ceea ce se cerea la subpunctul C.